funcționa aici, cum trai în și în forțarea geamului, aveam un liber, asupra mea o parte de gură de lup. Urmăream să nu fie nimeni acasă sau, de exemplu, îi vedeam numărul la apartament, sunam la ușă, dacă nu răspundea, prin forțarea cu liberul, îi deschideam termopane. Doar la termopane. Cât timp reușeai să pleci cu unul din apartament? 2-3 minute mai mult, nu, nu. Dacă era plasmă sau ceva obiecte de valoare mai mari, îmi dura mai mult. Dar dacă era aur, bani, un minut, 2 minute maxim eram afară. De ce nu luai toată suma de bani? De ce nu luai toată suma de bani? Păi depinde, dacă nu o găseam. Dacă, cât găseam, atâta luam. Eu nu stăteam să caut acum să găsesc cine știe ce care. O luam aia, le luam și plecam. Nu mai stăteam să caut și rezi. Ce făceai după aia cu bunurile? Le încărcai în ceva? Nu, le scoteam le-a, tot acolo lângă, le ascundeam undeva. După care sunam taxa, sunam la un taxi indiferent care nu cunoșteam. Îl duceam, îl băgăm marfa în taxi și după aia le vindeam. Îl duceam undeva să-l lasă și păi căutam diferiți oameni să le văd. Unde le vindeam? La, cu persoane cunoscute, care îmi plăteam mai mult, acolo le dădeam. De cât timp faceți? Păi din martie, de la jumătatea lunii martie. Ai fost cu ele pe afară, te-ai specializat pe afară? Nu, nu, am învățat la alții, din zona Moldovei ne-am stat eu. Când m-a liberat, ei m-au învățat. Cum ai fost prins? Din greșeală. Greșeală. Asta e. M-am dus să mă duc la cu prietenul, m-am dus undeva să mă joc la jocuri, că aveam obiceiul de mă jucam la jocuri și am fost urmăriți flagrant dintr-o dată. Ce făceai cu banii? Păi și mă și jucam, o întrețuream prietena cu haine scumpe care îi convenea și pe mine la fel, dar majoritatea la jocuri. Nu-ți pare rău? Normal că îmi pare rău. Pentru că mai mult s-a prietenul afară, e însărcinat, normal că îmi pare rău. Pentru ce ai fost condamnat? Furt, tâlhărie. Mai în coadă? Da, 340 de zile. Spune numele tău. Bucșa Cristinel Vale. Erau între deschise și le deschideam doar cu picior. Dar ce nu erau deschise, le deschideam cu olivier. Și sigur. Da, foarte sigur. Ce alte conturi mai ai? Cum ai acționat? Deci nu am felul ăsta. Altfel nu aveam cum, pentru că nu mă pricepeam. Pricepeam, asta am învățat, asta am hotărât să execut. Când m-a liberat, după 2 luni, că am avut bani, că m-a liberat, m-au învățat pe un țigan. Era țigan, pe la Focșani, din zona Moldovei, de acolo. Na, atunci eram pe la Bucs, pe la Bucs.